E bine, doamnelor și domnilor, Daniel, dacă nu știați, blondul este nuanța de păr preferată de doamne în 2021. Știu că ți... Știu însă că vopselele de păr folosite greșit pot distruge podoaba capilară. Asta știu. E timpul pentru Sănătate cu Stil, rubrică realizată de colega noastră, Luciana Indre. Bună dimineața! Anul acesta se poartă din nou blondul. Sunt zeci de nuanțe din care puteți alege, de la blond cenușiu sau gri până la tonuri mai calde sau pastelate. Tehnica de vopsire este însă extrem de importantă, mai ales când schimbarea e una radicală. Hairstyliștii recomandă tranzițiile ușoare de la o nuanță la alta pentru a proteja structura și sănătatea firului de păr. Fără să se fi demodat vreodată cu adevărat, blondul revine puternic în tendințe anul acesta alături de culorile naturale. Schimbările bruște nu sunt însă recomandate, întrucât presupun un stres prea mare pentru firul de păr. Dacă ne uităm așa, 2-3 cm, culoare naturală, iar vreo 3-4 cm vopsit, iar aici decolorat. După cum vedem, are feomelanină în firul de păr. Ce înseamnă feomelanina? Adică e un pigment de roșu. E un pigment foarte puternic de roșu și ne oprește un pic din decolorare. Modelul nostru nu ne-a permis lucrul acesta, așa că am decis să o decolorăm cu 3%-6%. O să decolorăm partea de sus, dar o să venim cu un gri mai închis sus și un gri mai deschis jos.